Pune acel duh de veghere în noi. Tu spui cel ce are urechi de auzit să audă. Alertează, Doamne, pune duhurile noastre în alertă. Pune duhurile noastre în alertă, Doamne. Pune duhurile noastre în alertă. În numele lui Iisus. Amin. Ok. Este cineva care are întrebări legat de vremele din urmă. Și eu am întrebări. Dar, scumpilor, ceea ce este descoperit și mai simplu de înțeles, toți putem înțelege. Am înțeles că unul dintre cele mai bune metode de a studia lucrurile astea este de a pune întrebări. V-am spus, de a pune întrebări. Vă mai frământ cu una. În Daniel, capitolul 7, dacă deschideți, primele 6 capitole din Daniel sunt o revelație istorică a vieții lui Daniel. De la capitolul 7 la capitolul 12 este o revelație profetică. Sau profețiile pe care Daniel le primește legate de vremurile de pe urmă. Și Daniel vine și, vă spun, toate cărțile Bibliei se completează una pe cealaltă. Deci nu este un clinch între ceea ce este scris. Vă mai dau o altă chestie pe care să o rumegați. V-am spus, inima mea este să vă strânesc pe voi să studiați. Nu este să vă descoperi toate lucrurile, pentru că ar trebui să facem o conferință care să dureze vreo 10 săptămâni și să-l chem pe Mike Bickle să vă predice. Mike Bickle este un om al lui Dumnezeu care studiază de vreo 20 de ani lucrurile legate de vremurile din urmă și este unul dintre oamenii care chiar din perspectiva mea are revelație și face teologie pe genunchi, ceea ce este cel mai important lucru. Cuvântul Dumnezeu vine și spune Daniel 7:15 că eu, Daniel, m-am tulburat și vedenile m-au înspăimântat. Daniel a fost tulburat de ceea ce a văzut. A fost înspăimântat. Vă puteți imagina un om cu un duh înalt în inima lui, în ființa lui lăuntrică, unul dintre cei mai preaiubiți oameni al lui Dumnezeu care au stat vreodată pe pământ, să fie tulburat în ființa lui lăuntrică când vede, când are revelație legată de vremurile din urmă. Foarte interesant. Dar apoi vorbește niște lucruri, spune versetul 18, că sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Întrebarea este, cine sunt sfinții? Asta este întrebare. Bun, 1. 2. Din perspectiva ta personală, cui îi dă Hristos împărăția să împărățească din veșnicie în veșnicie? Alături de cine a ales Hristos să domnească din veșnicie în veșnicie? Pentru că este o problemă. Pentru că în ziua de astăzi este o teologie care se propagă din ce în ce mai mult în biserici, se numește teologia înlocuirii, care vine și spune că biserica a înlocuit Israelul și că Dumnezeu are el problemele lui cu Israel pentru că s-a împietrit și că doar biserica sunt beneficiarii lucrurilor lui Dumnezeu. Avem o mare problemă cu lucrul ăsta. Înțelegeți? Foarte mare problemă. Pentru că toate promisiunile din Scripturi sunt legate de Israel. În al doilea rând, Roman 9:11, Pavel vine și chiar explică și spune foarte negru pe alb, dar nu știu cum de nu pricepem, că noi suntem altoiți în Israel, nu am înlocuit Israelul. Suntem altoiți și spune să nu te mândrești, să nu te îngânfi, să nu te mândrești, că la fel cum ai fost altoit, poți să fii tăiat. Pavel spune. Bun, aici vorbim despre cine sunt sfinții, bun? Unii vin și spun că în pasajul ăsta sfinții sunt Israel. Bun? Dacă sfinții sunt Israel și biserica este răpită, uitați-vă ce spune în pasajul ăsta.
Versetul 25, el va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâna lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Sfinții vor fi dați în mâna lui. Dacă sfinții vor fi dați în mâna lui și sunt Israelul, atunci înseamnă că doar Israelul va domni împreună cu Hristos. Conform cu versetul 18. Corect sau nu-i corect? Sunteți aici sau v-am pierdut sau nu înțelegeți ce vreau să zic? Comunicați cu mine. Deci dacă sfinții sunt Israelul, cuvântul Domnului spune că vor fi persecutați, vor fi dați în mâinile celui rău. Bun? Versetul următor spune același lucru. Versetul 18 și versetul 27 spune că stăpânirea și împărăția va fi dată sfinților. Atunci dacă sfinții sunt Israelul, doar ei vor împărăți. Ceea ce vine în contradicție cu ceea ce spune Noul Testament, pentru că Noul Testament spune că biserica va împărăți împreună cu Hristos. Atunci înseamnă că sfinții nu sunt doar Israelul, ci sfinții sunt sfinții. Înțelegeți? E simplu sau nu e simplu? Dar vedeți, oameni vin și spun, și în pasajul ăsta vin și spun, nu, e vorba de Israel. Și nu-ți dă mai departe faptul că atunci, dacă Israelul, nu mai e vor împărăți. Pentru că dacă te uiți în Apocalipsa 12, spune că, deci, Ioan vine și spune, în Apocalipsa 12, versetul 7, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Ups! Mai mult, când Ioan vine să identifice sămânța femeii în Ioan, în Apocalipsa 12, ultimul verset, spune, balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Vă spun, evreii au o mare problemă cu ținerea mărturiei lui Iisus Hristos. Asta înseamnă că e vorba despre sfinți. Sfinții țin mărturia lui Iisus Hristos. Biserica ține mărturia lui Iisus Hristos. Înțelegeți? Capitolul 13, cu 7, spune exact acest lucru. Despre acest război, despre acest conflict și spune clar din nou, vorbește despre acea perioadă de vreme specifică. Nu ai cum să interpretezi altfel. Bun. Domnul Iisus Hristos vine și spune că vremele din urmă vor fi ca și vremele lui Noe. Bun? Vreau să mergem în Geneza puțin. Să descoperim puțină înțelepciune evreiască aici. Pentru că aici este cheia descoperirii a cum trebuie să trăiești ca în vremele din urmă să fii folosit cu mare putere de Dumnezeu. Unul dintre versetele mele preferate din Scriptură este Daniel 11:32. Este un verset în contextul vremelor din urmă. Daniel 11:32 spune, de aceea din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari în credință și vor face mari isprăvi în vremele din urmă. Care cunosc pe Dumnezeul lor, vor face mari isprăvi în vremele din urmă. În Geneza 5, de fapt din Geneza 4, de la versetul 17, deja se vorbește despre niște vremuri din vremea de atunci, dar și despre niște vremuri ale sfârșitului, pentru că este o explozie a tehnologiei în vremea de atunci și o explozie a tehnologiei în vremea sfârșitului. Oamenii încep să construiască cetăți, oamenii încep să construiască lucruri, încep să aibă diferite unelte, începe să fie silnicia din ce în ce mai puternică pe pământ, păcatul începe să se extindă din ce în ce mai mult. Citiți Geneza de la 4, de la 17, până la sfârșitul capitolului și o să înțelegeți că a fost o explozie a tehnologiei și Daniel vine și spune, pecetluiește ultimul capitol, Daniel 12, spune, Domnul spune, pecetluiește această carte până în vremea sfârșitului, atunci oamenii vor citi și vor înțelege. Deci, dragilor, a fost o pecetluire până acum a înțelegerii vremelor din urmă, dar Dumnezeu de acum își va trimite mesagerii lui pe pământ care vor propovădui vremurile din urmă și vor întoarce oamenii cu fața înspre Dumnezeu.
Daniel 12 cu 3 spune că cei ce vor propovădui învățătura vremurilor din urmă vor fi recompensați de Dumnezeu, vor străluci ca stelele înaintea lui Dumnezeu. Este o răsplată a celor care aduc lumină și revelații legate de vremurile din urmă și pregătește poporul Dumnezeu, acei soli, acei Ioan Botezătorul care vin cu un mesaj radical, nu de cum să stai în compromis și în complacere în biserică, ci de cum să te sfințești pentru vremurile care vin. Cuvântul Dumnezeu vorbește lucrurile astea. Bun. Mergând în Geneza, capitolul 5, cuvântul Domnului ne vorbește despre acest om al lui Dumnezeu, Enoch. Enoch. Cuvântul Dumnezeu spune că la vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. A trăit 365 de ani, 300 de ani a trăit cu Dumnezeu, câți ani mai rămân? Ce s-a întâmplat la vârsta de 65 de ani? L-a născut pe Metusala. Ce s-a întâmplat? Întrebare, ce s-a întâmplat la nașterea lui Metusala care l-a determinat pe Enoch din momentul respectiv să trăiască 300 de ani împreună cu Dumnezeu? Vezi? Este o înțelepciune a Scripturilor aici. Pentru că Enoch este, dacă vreți, o imagine a răpirii sfinților. Toți evreii îți interpretează toate vremurile din urmă în primele cinci, cărți ale Bibliei. Ei n-au nevoie de Apocalipsa. În Tora sunt ascunse niște comori ale înțelepciunii și cuvântul Dumnezeu spune ți-am vestit vremurile sfârșitului, Isaia 46 cu 10, în lucrurile de început. Și ei când se uită la Enoch, se uită ca la un tipar al răpirii și au înțelegerea aceasta. Și este un tipar al răpirii. Și vorbește despre o intimitate a omilor cu Dumnezeu și că fără acea intimitate oamenii nu vor fi răpiți împreună cu El. Dar la vârsta de 65 de ani, Enoch a avut o revelație care i-a schimbat viața și l-a determinat să trăiască 300 de ani împreună cu Dumnezeu. Dragilor, când vin oameni și nu înțeleg despre ce vorbim când spunem despre vremele din urmă și că de ce trebuie să înțelegi despre vremele din urmă și de ce trebuie să studiezi și ce tot timpul vorbești despre vremele din urmă, oamenii nu înțeleg faptul că vremele din înțelegerea vremelor din urmă te va susține în a trăi fără compromis în această lume. L-a născut pe Metusala. Metusala în limba ebraică înseamnă la moartea lui potopul. Sau moartea lui inițiază ceva. Acum puteți să faceți fiecare dintre voi un calcul simplu în Scripturi și să vedeți că în anul morții lui Metusala, ghiciți ce s-a întâmplat. A venit potopul. Bravo, fratele Nean, 10. A venit potopul. Noe a fost un descendent al lui Enoch. Înțelegeți? Pardon, al lui Metusala. Noe și cu Metusala au fost contemporani câteva sute de ani și sunt convins că Noe și cu Metusala au vorbit despre ceea ce Enoch a lăsat moștenire lui Metusala, pentru că Metusala și-a văzut tatăl trăind 300 de ani cu Dumnezeu. Dar este imposibil să ai o revelație a lui Dumnezeu și să nu o împărtășești cu cei apropiați ai tăi, mai ales când lucrurile astea sunt lucruri foarte serioase. Este imposibil. Vrei să știți ce a văzut Metusala? Enoch, pardon. Vrei să știți ce a văzut Enoch? Este scris în Scripturi ce a văzut. Deci trebuie să cunoști Scripturile. În Scripturi scrie despre el. Iuda, versetul 14, spune ce a văzut Enoch. Lucrul ăsta l-a determinat pe Enoch să trăiască cu Dumnezeu tot restul vieții lui, știind că promisiunea lui Dumnezeu se va împlini și că el trebuie să fie în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. A umblat cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a luat la el. L-a răpit la cer, dacă vreți.
Iuda, versetul 14, spune: și pentru ei a profețit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam. Deci cuvântul Dumnezeu și ne spune despre care Enoch e vorba, ca nu cumva să-l confundăm cu alți Enoch. Când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei, pe cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-a făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Enoch a avut o descoperire a vremurilor din urmă și a venirii Fiului Dumnezeu în glorie împreună cu sfinții săi. Și când a înțeles vremurile, Enoch s-a pus deoparte pentru Dumnezeu și a trăit doar pentru El. Doar pentru Dumnezeu. Scumpilor, avem nevoie de un spirit al urgenței în biserică. Avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să sune din trâmbiță în inimile noastre, să ne trezim și să dăm la o parte orice compromis, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că mulți oameni vor fi nepregătiți, pe nepusă masă va veni Iisus Hristos și atunci vreau să știți, este prea târziu să te pregătești. M-auziți? Auzi că câți dintre voi, vreau să vă întreb, câți dintre voi aveți o inimă înșelătoare și desnădăjduit de rea? O inimă pe care nu vă puteți controla. O inimă neîmblânzită. Aveți impresia că dacă astăzi nu vă puteți controla inima când sunt vremuri de pace, când vor fi vremuri în care cineva va sta poate cu cuțitul la gâtul fiului tău sau a fiicei tale sau a soției tale sau soțului tău sau a părinților tăi și spune că dacă nu te lepezi de Hristos sau dacă nu spui semnul fiarei, va fi ucisă înaintea ta, ai impresia că atunci nu te vei compromite? Dacă astăzi ne compromitem, dragilor, că nu ne costă nimic compromisul, că ne compromitem pentru câștig, să vezi cum te compromiți dacă ar fi să pierzi unul dintre cele mai dragi lucruri pe care le ai. În toată istoria a fost adevărat acest lucru, de aceea vă spun, nu vă jucați cu inimile voastre. Vremurile din urmă nu sunt o joacă. Cine nu este pregătit și cine nu-și pune inima în ordine și cine nu trăiește în revelația Scripturilor și cine nu trăiește împreună cu Dumnezeu, în vremea aceea nu o să ai nicio șansă. La fel ca în vremea lui Noe. Înțelegi, oamenii mâncau, beau, drincăluiau, stăteau, n-aveau nicio treabă. Mergeau și ei, mai ascultau pe Noe câte o predică, probabil, beți, majoritatea dintre ei, zineau, ai, uite pe nebunul ăsta, n-o ploua niciodată, măi, beți, n-o ploua niciodată, înțelegeți? Stați liniștit, e tot ok. Și potopul a venit peste ei, pe nepregătite. Tinerilor, sunteți pregătiți pentru astfel de vreme despre care v-am vorbit? Știți, când stau să mă gândesc, tremură inima în mine, pentru că știu că personal nu sunt pregătit și am nevoie de ajutorul Duhului Domnului. Nimeni nu poate sta în picioare dacă nu este împuternicit de Duhul lui Dumnezeu, dar vreau să știți, Duhul Dumnezeu nu va veni peste o inimă compromisă. Vă spun, mă simt atât de nepregătit ori de câte ori vorbesc despre lucrul ăsta în ființa mea, se declanșează așa într-un fel un spirit al urgenței și pur și simplu sunt copleșit de acea teamă sfântă că trebuie să stau drept, curat, sfânt, să pun deoparte orice lucru care mă întinează, să pun deoparte orice lucru care mă compromite în viața mea personală. Că dacă acum când sunt vremuri de pace și nu este război și nu sunt lucruri care să mă determine să mă compromit într-un fel, lucrez în compromis, apoi atunci când cineva drag trebuie să plătească dacă nu mă compromit. Aveți impresia că Dumnezeu se joacă cu astfel de vremuri? Vă spun, sunt cele mai glorioase vremuri, vremurile care vin. Sfinții ei vor să fie în acele vremuri. Cum spunea Cornel, vremuri în care Pavel și-ar fi dorit să fie. Vremuri de seceriș atât de bogat, de roade atât de glorioase. Vrei să fii, dar sunt niște vremuri atât de severe. Cuvântul Dumnezeu vorbește că Dumnezeu va despica din nou Marea Roșie în două, știți? Vă fi o combinație, așa numai ca să înțelegeți, nu mă vă mai duc în pasaje biblice, că vă pierd pe unii, dar vor fi niște semne și minuni, vor fi, dacă vreți, un amestec de semnele care au fost făcute în Vechiul Testament în cele 10 plăgi în Egipt, combinate cu ceea ce este Noul Testament în Faptele Apostolilor. Astfel de semne și minuni vor face Sfinții.
Va fi o umplere cu Duhul Sfânt și o revărsare a puterii și a prezenței Duhului Sfânt cum n-a fost niciodată în istorie, pentru că știți ce se întâmplă, dragilor? Ioel 2 se va împlini. Oamenii vor merge într-o adunare solemnă, se vor sfinți, vor striga înaintea Domnului și știți ce se întâmplă după acele vremuri de sfințire? Este profețită venirea Duhului lui Dumnezeu în putere peste oameni. Dragilor, niciodată în istorie manifestarea Duhului Sfânt n-a venit înaintea pocăinței. Noi vrem să nu ne pocăim, dar să primim Duhul lui Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu nu face așa afaceri cu noi. Manifestarea și puterea Duhului Sfânt vine imediat după ce te-ai pocăit, dar nu înainte niciodată. Așa e și în Ioel. Prima dată trebuie să sfâșie inimile, să plângă între tinde și altar și apoi vine făgăduința lui Dumnezeu peste ființele lor și manifestarea puterii lui Dumnezeu. Oh, haleluia! Haleluia! Dar vă spun cum stăm cu inimile azi. Vreau să stăm puțin înaintea Domnului să ne cercetăm inima. Ce lași în inima ta? Ce-ți influențează inima? Pentru ce îți bate inima? Vreau să vă spun un lucru radical. Vreau să te întreb, dacă te uiți în inima ta acum, aștepți venirea Domnului? Aștepți venirea Domnului? Când ai plâns ultima dată pentru că tânjești ca El să vină? Vezi, dacă nu ai astfel de momente, vreau să știi, iubești prea mult lumea. Cine iubește lumea nu poate iubi venirea Domnului. Pentru că sunt două lucruri care se bat cap în cap. Nu poți să iubești venirea Domnului și să iubești această lume. Pentru că dacă iubești această lume, vrei să guși mai mult și mai mult și mai mult din ea. Cine iubește venirea Domnului este scârbit de această lume. Se separă de această lume. Se curățește de această lume. Pavel spune, de acum aștept cununa vieții pe care Dumnezeu o dă tuturor celor ce iubesc venirea Lui. Tuturor celor ce iubesc venirea Lui. Vă spun și vă mărturisesc, azi, în timp ce stau înaintea voastră, eu recunosc și văd în mine că am o inimă foarte înșelătoare. O inimă foarte înșelătoare. Și am nevoie de acel Duh Sfânt al lui Dumnezeu care să vină și să cuprindă inima mea și să o transforme și să o elibereze și să o curățească și să o sfințească și să o pună deoparte pentru gloria lui Dumnezeu. Astăzi descoper în mine plăceri, pofte, lucruri care știu că nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și atunci când ești stăpânit de pofte și de plăceri, atunci ești la granița compromisului. De aceea vă spun, dragilor, aceste vremuri vor veni peste pământ. Nimeni nu poate să oprească ceea ce Dumnezeu a promis că va veni pe pământ. Nimeni. Nici tu, nici eu, nici papa de la Roma, nimeni. De aceea Domnul ne cheamă să ne punem deoparte. Asta este soluția Lui. Nu să te rogi ca vremurile alea să nu vină pentru că vor veni, dar să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Vrem să ne punem deoparte pentru Dumnezeu. Spune inimii tale, vreau să mă pun deoparte pentru Dumnezeu. V-am zis, unii v-ați obișnuit să veniți la conferințe fără să vă deschideți inimile și, sincer, mă doare lucrul ăsta. Pentru că cheltui bani și poate ai venit pur și simplu cu gânduri care nu sunt dumnezeiești. Dacă ai venit la conferința asta, spun, gândul pe care Dumnezeu îl are e exact ca tu să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dacă vii cu orice altă motivație decât de a te întâlni cu Dumnezeul tău, foarte, foarte greșit. Și dacă mai ai și intenții demonice, e grav. Dragi, v-am spus, când ne apropiem sau când venim într-o conferință, lucru
primordial care trebuie să-l faci să-ți deschizi inima. Dumnezeu nu poate lucra într-o inimă închisă. Dumnezeu respectă așa de mult ființa umană încât nu va abuza de ea. Dumnezeu i-a pus niște legi și nu va abuza de aceste legi. Dacă vrei, El va veni. Dacă îl dorești, El se va arăta. Dacă ești înfometat, El te va stâmpăra. Ferice de cei neprihăniți, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Este o promisiune, ei vor fi săturați. Dar dacă n-ai nicio foame, nicio sete după Dumnezeu, e mai grav. E faptul că tot ce ai auzit va fi folosit ori înspre binele tău, ori împotriva ta. De aceea fii înțelept în după masa asta. Fii înțelept. Fă să ne numărăm bine zilele, Doamne, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă înaintea ta. Fă să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă înaintea ta. În numele Domnului Iisus. Amin. Ok, vreau să mai mergem câteva minute. Vreo 20 de minute vreau să vorbesc despre un alt subiect. Că era al doilea subiect pe lista noastră azi. Unul dintre cele mai mari strigăte ale casei de rugăciune înaintea tronului lui Dumnezeu este legat de problema avortului în România. Sunt două mari, mari poveri în inima noastră, care sunt două mari, mari poveri în inima Domnului. Dacă Domnul ne consideră cea mai prețioasă, cea mai prețioasă creația Lui, cea mai dorită, cea mai iubită creația Lui, înseamnă că oamenii sunt prețioși. Corect? Asta înseamnă că orice avort înseamnă stingerea ceva de preț în ochii lui Dumnezeu. Asta înseamnă că orice abuz al omului este sfâșietor pentru Dumnezeu. Vreau să știți că România este pe locul 2 la nivel mondial în ceea ce înseamnă avorturi. Vreau să știți că din 1990 până astăzi, 2012, sunt peste 21 de milioane de avorturi care au fost înregistrate. Știți ce înseamnă 21 de milioane de avorturi? Înseamnă aproape cât populația României la ora actuală. Știți ce înseamnă 21 de milioane de suflete nevinovate a cărui sânge a fost vărsat înaintea lui Dumnezeu? Știți că nimeni nu poate să estimeze câte suflete au fost? Pentru că, dragilor, doar imaginați-vă că cei 992.000 de copii care au fost înregistrați, avortați în 1990, astăzi ar fi avut 22 de ani. Unii dintre ei ar fi fost căsătoriți și ei, la rândul lor, ar fi avut copii. Nu am ucis doar oameni, am ucis generații întregi. Și vreau să știți că atunci când vine vorba de om, Dumnezeu a pus niște legi foarte stricte oamenilor, din pricina dragostei Lui pentru om. Pentru că diavolul a venit și vine împotriva legii instituite de Dumnezeu în creația Lui. Domnul a spus, creșteți și înmulțiți-vă. Asta a fost cuvântul lui Dumnezeu și umpleți pământul. Diavolul vine cu un spirit al morții să ucidă creația lui Dumnezeu. De aceea în Geneza, capitolul 9, Dumnezeu vine și spune că cine varsă sânge nevinovat se face vinovat înaintea lui Dumnezeu. Geneza 9, uitați-vă, Geneza 9, versetul 5 și 6. Este legea pe care Dumnezeu o pune. Voi cere înapoi sângele vițeilor,
vieților, pardon, vieților voastre, îl voi cere înapoi de la orice dobitoc și voi cere înapoi viața omului din mâna omului și din mâna oricărui om care este fratele lui, dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci omul a făcut, căci Domnul l-a făcut pe om după chipul lui. Aici spune că Dumnezeu prețuiește, valorează pe om. Un alt verset extrem de important, Numeri 35, versetul 33, spune că sângele nevinovat pângărește pământul unei națiuni. Sângele nevinovat pângărește pământul unei națiuni. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că sângele lui Abel a strigat înaintea lui Dumnezeu pentru judecata lui Dumnezeu. Mă auziți? Spune că sângele lui Abel a strigat înaintea lui Dumnezeu pentru judecată. Apocalipsa spune că sfinții care au fost martirizați strigă înaintea lui Dumnezeu după judecată. Pentru sângele nevinovat vărsat. Wow! Câte predici despre avorturi ați auzit în biserică? Psalmul 106. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, Psalmul 106, dacă deschideți acolo ar fi bine. O să merg puțin prin Scriptură, nu o să stau prea mult pentru că nu este timp, dar Psalmul 106. Dumnezeu este gata să șteargă tot Israelul de pe lista lui de favoriți. Tot Israelul. Știți că în vremea lui Moise Dumnezeu a avut de gând să distrugă tot Israelul și să nască un popor nou prin Moise. Știți care a fost motivul? Versetul 37. Și-au jertfit fiii și fiicele la idoli. În limba ebraică este cuvântul demoni. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor și au jertfit idolilor din Canaan și țara a fost spurcată astfel prin omoruri. Mergem mai departe. Doi împărați, capitolul 21. Vă mai dau câteva versete să înțelegeți. Doi împărați, capitolul 21, versetul 16. Spune, Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul, afară de păcate pe care le-a săvârșit, în care a târât și pe Iuda, făcând ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că Dumnezeu îi spune lui Moise că va pedepsi păcatul până la câta generație? A patra generație. Dacă stați și vă uitați aici în cuvântul Dumnezeu mai departe, o să vedeți că după 5 generații Dumnezeu aduce judecata. Doi împărați 24. Puteți să numărați dacă vreți. Doi împărați 24. Domnul vine și spune, atunci Domnul a trimis împotriva lui Ioachim cete de haldei, sirieni, moabiți. Motivul? Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca lui Dumnezeu care voia să lepede pe Iuda înaintea tuturor, din pricina tuturor păcatelor săvârșite de Manase și din pricina sângelui nevinovat pe care îl vărsase Manase. Mă îngrozesc când mă gândesc, Aurelian, la ce fel de moștenire putem să lăsăm generațiilor de după noi. Pentru că cineva trebuie să plătească pentru sângele nevinovat vărsat. Este un singur sânge care poate ispăși tot acest păcat. Evrei spune că sângele mielului este mai puternic decât sângele lui Abel. Dar dacă noi, ca și națiune, nu ne vom pocăi înaintea lui Dumnezeu, dragilor, judecata lui Dumnezeu va veni peste această națiune. Stăm în conferințe și vorbim despre trezire pentru că ne dorim trezire, nădăjduim în trezire și vrem trezire. Dar dacă nu ne pocăim și doar vorbim despre această trezire spirituală și nu ne deschidem ochii și urechile să trăim altfel, vă spun, judecata Domnului va veni peste noi.
Știți cât de important este să ai mijlocitori? Uitați-vă înapoi în Psalmul 106. Pentru că vreau să vorbesc puțin despre rolul mijlocitorului într-o națiune. Mă rog ca Domnul să pune pe inima voastră dorința de a fi mijlocitori. Domnul caută mijlocitori, caută oameni care să stea în spărtură pentru o națiune. Și vă spun, acești oameni sunt rari, dar sunt extrem de importanți. Și este nevoie de un singur om prin care Dumnezeu să schimbe hotărârea lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Psalmul 106, versetul 23, dar Moise a stat între Dumnezeu și popor. Domnul avea de gând să inimicească, dar Moise a stat între Dumnezeu și popor. Și aici vreau să înțelegeți care este inima unui mijlocitor. Pentru că am auzit de tot felul de mijlocitori care nu sunt mijlocitori. Dragilor, orice mijlocitor este chemat să caute și să ceară mila lui Dumnezeu, nu judecata lui. Mila lui Dumnezeu. Mijlocitorii nu eliberează judecăți, ci eliberează mila lui Dumnezeu. Un mijlocitor este un om care este atât de înrădăcinat în esența naturii lui Dumnezeu, încât îl înțelege pe Dumnezeu și inima lui și strigă după mila lui în locul judecății. Oricum oamenii vor fi judecați dacă nu este cineva care să strige după milă. Înțelegeți? Oricum oamenii vor fi judecați dacă nu este cineva care să strige după mila lui Dumnezeu. Știți din ce cauză Moise a avut acest tupeu să meargă înaintea lui Dumnezeu și să-i spună: Doamne, dacă Tu vrei să omori acest popor, omoară-mă pe mine împreună cu ei. Știți din ce cauză? Pentru că Moise a fost prietenul lui Dumnezeu și Moise a știut că Dumnezeu nu va face acest lucru cu el, pentru că l-a văzut în intimitate. Moise a descoperit esența naturii lui Dumnezeu. A înțeles că Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător, plin de bunătate, bogat în îndurare, un Dumnezeu al dragostei. Și când a avut această revelație, Moise a știut că este încă bunătate și îndurare pentru poporul Israel și a stat în acest loc înrădăcinat. Dragilor, când înțelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu milostiv, bun, plin de îndurare, putem să mergem încă pentru oamenii din familia noastră, din neamul nostru, care poate se bălăcăresc în păcate, dar înțelegem că îndurarea și mila lui Dumnezeu este mult mai mare decât ceea ce ei pot să facă. Dacă nu înțelegi mila și îndurarea lui Dumnezeu, o să începi să ai tot felul de lucruri. Dar Dumnezeu caută niște oameni care să stea în spărtură. Niște oameni care să cheme mila lui Dumnezeu. Dragilor, trezirea este o manifestare a milei lui Dumnezeu în locul judecății. Spuneți, în care dintre voi nu merita judecata lui Dumnezeu de aici? Dar în locul judecății Dumnezeu va da milă și a fost o trezire în voi. Dumnezeu nu ne dă ceea ce merităm, ci ne dă ceea ce nu merităm. Știm ce merităm și exact ceea ce nu merităm Dumnezeu ne-a dat. Dragilor, cine merită împărăția glorioasă a lui Dumnezeu? Acum, știți, aici, în auditoriu, am văzut unii să uitau, ce e costă, vorbesc de pe avortul. Vreau să zic un lucru. Și asta e un lucru care e legat de tine. Există o vină individuală și există o vină comună. Vina individuală este legată de fiecare lucru pe care fiecare dintre noi îl facem. Bun? Vina comună este legată de fiecare lucru pe care noi îl facem împreună ca și națiune. M-auziți? Daniel, în Daniel capitolul 9, vă spune, era un sfânt și vă știți lucrul ăsta. Dar știți ce spune Daniel? Când înțelege că este inclus în vina comună a poporului Israel, spune: Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple față de rușine înaintea Ta. Și Daniel spune, mă identific cu păcatul națiunii mele și vreau să-și cer îndurare în numele lui Iisus. Din vina comună, fiecare dintre noi ieșim, știți când? Când stăm de partea lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai oribile lucruri pe care poți să le auzi din gura unui lider spiritual este să fie pro-avort. Una dintre cele mai mari urăciuni posibile pe acest pământ.
un lider spiritual să spună cuiva că e ok să faci acest lucru. Și am auzit astfel de lideri și m-am îngrozit. Un alt lucru groaznic este, și vreau să spun acest lucru, există har, milă și îndurare dacă ai făcut acest lucru în neștiință. Există har, milă și îndurare. Există har, milă și îndurare dacă ai făcut acest lucru în știință, dar te-ai pocăit în lacrimi înaintea lui Dumnezeu. Există har. Vă spun acest lucru. Dar unul dintre cele mai mari urâciuni este să auzi că tinerele din bisericile noastre sunt pe la clinici de avorturi. Pentru că, știți, e mult mai rușinos într-o biserică decât în afară. Știți că sunt tinere de-a noastre care fac astfel de lucruri? Unul dintre cele mai oribile lucruri, să ucizi creația lui Dumnezeu. Dragilor, pot să vă vorbesc despre sânge nevinovat, e peste tot în Scripturi. Vreau să vi-l și prezint pe Dumnezeu. Știți că Dumnezeu are vreo 700 de nume în Scripturi? Știți care este unul dintre numele Lui? Te-ai închinat vreodată înaintea lui Dumnezeu care se numește Răzbunătorul Sângelui Nevinovat. Psalmul 9 cu 12. Răzbunătorul Sângelui Nevinovat. Ai făcut cunoștință cu acest nume al lui Dumnezeu? Dragilor, ne place Jehova Rafa, sună frumos. Jehova Ire, sună fain, sună glorios. Dar El este și Răzbunătorul Sângelui Nevinovat. El este pentru orfan și pentru văduvă. Noi stăm cu stăm cu avorturile și vă spun, știți din ce cauză a judecat Dumnezeu Israelul și Ierusalimul? Vă aduceți aminte? Ierusalim, Ierusalime, care ucizi pe proroci, care veri sânge nevinovat. Ți-am trimis în mijlocul tău și ai respins și mesajele lor le-ai aruncat la gunoi și acum spune, pacea se va lua de la tine pentru mii de ani. Pentru că ai ucis pe ai mei nevinovați. Înțelegeți cât de important este avortul în economia lui Dumnezeu? Vă spun, de asta am și scris cartea asta, Avort în economia lui Dumnezeu. Poate ar fi bine să citiți. Pentru că e important în ochii lui Dumnezeu acest lucru. Pentru că e important să ne trezim ca și națiune, că este important ca Dumnezeu să ridice mijlocitori, oameni care au pe inimă să stea pentru sufletele care se pierd, pentru că nu este nimeni care să mijlocească. Știți cât de glorios este să stai să te rogi în fiecare zi pentru protecția copiilor care sunt în pântecele mamelor în România? Știți cât de important este să te implici financiar în fundații cum este Ester aici în Timișoara, care salvează mii de suflete? Știți cât de important este în economia lui Dumnezeu ca un singur suflet să fie salvat de la acest spirit de ucidere? Am avut odată o viziune clară în casa lui Dumnezeu. Că strigătul nostru înaintea lui Dumnezeu nu este în zadar. Am văzut o mulțime de copii pe care Dumnezeu îi salvează în timp ce faci rugăciuni în Duhul și spui, Doamne, proclamă-ți că femeia aia care e acolo în clinică și acum are în gândul ei să facă un lucru nelegiuit, tu vii și schimbi gândirea și lucrezi în gloria numelui Tău. Și am auzit despre lucrul ăsta, mărturii, Hristos a făcut lucrul ăsta, să înțelegem că El lucrează în timp ce noi ne rugăm. Este glorios să fim parteneriat împreună cu Iisus Hristos. Glorios, vă spun glorios. Domnul caută alți oameni. Unul dintre lucrurile care e clar pentru noi, vrem să fim un strigăt înaintea tronului și o voce în această națiune legată de avorturi. Eu nu pot să concep ca în generația mea România să fie pe locul 2 la nivel mondial în ceea ce înseamnă uciderea de prunci nevinovați. Nu pot să concep acest lucru. Și vă spun, voi sta și mă voi ruga înaintea lui Dumnezeu până când Dumnezeu va ridica un lider spiritual în această națiune ca William Wilberforce, care a stat împotriva sclaviei, sângelui nevinovat. Și va da o reformă în România în care va eradica urâciunea asta din națiunea română. Eu cred în acest lucru. Că Dumnezeu va ridica o voce în România care va merge și va milita pentru această problemă în guvernul României și va eradica această lege care încă dă liber frâu nelegiuirii în această națiune. Eu cred în acest lucru. Îi lucrul ăsta șocant, dar vreau să vă mai zic un alt lucru șocant.
Suntem pe locul întâi în lume, împreună cu Republica Moldova, care sunt frați de-ai noștri. Suntem pe locul întâi în lume în ceea ce înseamnă trafic uman. Suntem principala sursă de trafic uman pentru vest, principala sursă de carne vie. Și ce înseamnă lucrul ăsta, dragilor? Și ce înseamnă lucrul ăsta? Și ce înseamnă ca tinerii și tinerile noastre să fie traficați în alte națiuni? Nu ați auzit atâtea mărturii, atâtea, știu eu, chestii pe la televizor în care auzi cum fete de-a noastre care sunt duse în alte națiuni și sunt pur și simplu folosite ca niște cârpe de nelegiții acestei lumi. Nu se sfâșie cumva inima în tine așa un pic legat de faptul că tu ești chemat să te lupți împotriva acestor lucruri în rugăciunile tale. Vă dau o mărturie legat de casă de rugăciune, legat de lucrul ăsta. E o povară în inimile noastre. În orice casă de rugăciune ar trebui să fie lucrul ăsta o povară. Vă spun, când am început să milităm și să ne luptăm în rugăciune pentru lucrurile astea, țin minte, într-o singură săptămână au fost mai mult de 10 mărturii la televizor în care mari oameni, traficanți de carne vie au fost prinși. Și ăsta e harul lui Dumnezeu, e harul lui Dumnezeu. Știți ce putere are rugăciunea, scumpilor? Știți ce putere are rugăciunea înaintea lui Dumnezeu? Știți că Dumnezeu de-abia așteaptă să intervină când sfinții strigă înaintea lui după ajutorul lui? Sunt filme care s-au făcut despre trafic uman și s-au făcut și în România. Și în România a fost filmat. Un film a fost făcut de CNN pe 5 continente. Una dintre națiunile în care s-a filmat a fost în București. În orașele care s-a filmat a fost în București. Li s-a luat interviu la 2 traficanți, au stat o zi, două, în pușcărie pentru ceea ce au făcut și traficau sute de fete. Cam asta e legislația în România. Cel mai groaznic lucru, nu știu dacă ați auzit de doamna Iana Matei. E o femeie ortodoxă, dar care are legături cu bisericile evanghelice. Are un fel de adăpost pentru tinerele traficate și i-a scos din acest context vreo 900 și ceva de tinere. Și doamna Iana Matei povestește cum o fetiță a fost vândută de mama ei, unui alcoolic, pentru 3 țigări. În România, pentru 3 țigări. Și a vândut fetița unui alcoolic pentru 3 țigări. Fetiță de 13 ani. Și apoi alcoolicul, la rândul lui, a vândut-o pe fetiță pentru o sticlă de vodcă. Știți că lucrurile astea sunt scrise în Scripturi? Amos 2 cu... Soția mea mi-a dat niște versete legate de lucrul ăsta, haleluia. Amos 2 cu 6. Spune că ați vândut pentru o pereche de încălțăminte. 2 cu 6. Ați vândut pe cel sărac pe o pereche de sandale. Ioel 3 cu 3. Au vândut fata pe vin. Vezi, scris în Scripturi. Scris în Scripturi. Vă puteți imagina ce mânie produce în inima lui Dumnezeu astfel de urâciuni. Pentru că în inima unui sfânt, vă spun, dacă nu se naște o mânie sfântă, vă spun, în inima unui sfânt se naște o mânie sfântă când auzi astfel de lucruri. Dar în mintea, dar în inima lui Dumnezeu. Dragilor, noi stăm în bisericile noastre și ne luptăm pentru tot felul de lucruri ieftine, rău. Am văzut mărturii pe internet, adică au scris unii pe internet că e de la diavolul că sărim. Asta e problema lor. Ne certăm de viacuri legate de îmbrăcăminte și nu mai terminăm războiul ăsta. Și ne putem saluta sfinți pe sfinți. Și astăzi războaiele ieftine pe care le ducem și în care ne consumăm energiile, în loc să ne punem pe genunchi înaintea Domnului și să urlăm după mila și îndurarea Lui. Vezi, ne certăm pentru tot felul de ieftinituri și diavolul ne-a băgat în cap tot felul de prostii și în loc să milităm împotriva lucrurilor adevărate, milităm pentru prostii. Și în mila și în îndurarea lui Dumnezeu ridică oameni din alte denominațiuni
alte forme religioase ca să militeze împotriva avorturilor. Și aici în Timișoara este biserica aceea catolică în care oamenii mărșăluiesc împotriva avorturilor. Și vă spun, biserica ortodoxă și biserica catolică este o voce mult mai puternică decât biserica neoprotestantă în ceea ce înseamnă trafic uman și avorturi. Și noi ne dăm mari când noi suntem creștini și noi suntem puternici și noi avem revelații și ne uităm la ortodoxi și la catolici ca la niște second hand-uri religioase. Dar înțelegem noi inima lui Dumnezeu legat de ceea ce El iubește cel mai mult. Noi vrem biserici mari, daruri, chestii, minuni, semne. Dumnezeu vrea să ne pese de văduvă și de orfan. Religiunea adevărată nu este să spui mâinile peste bolnavi și Domnul să fie glorificat. Nu, scumpilor. Religiunea adevărată este să te îngrijești de văduvă și de orfan. El este tatăl orfanului și dă o casă celor părăsiți. Zice, am auzit în biserici, în biserici vorbindu-se, că noi nu vrem să adoptăm copii pentru că nu știm dacă nu cumva o genă din asta de ucidere și dacă nu cumva se întâmplă ceva și copilul are lucruri generaționale peste el și nu vrem să avem de-a face cu astfel de creaturi. A unde este puterea lui Dumnezeu de a rupe blestemele, de a frânge puterea diavolului? Nu-i luăm în casele noastre? Știți care este viitorul lor? Știți care este viitorul copiilor străzii? Sunt viitorii criminali, viitorii hoți, aceste națiuni. Până acolo încât poate ajunge unde ne este frică să mai ieșim din casă din pricina ce se întâmplă în jurul nostru, este pentru că noi ca și biserica am falimentat să arătăm inima lui Dumnezeu la momentul în care trebuia să o arătăm. Știți, e un adevăr. Un adevăr care trebuie să ne doară pe fiecare dintre noi. Noi suntem tineri și avem impresia că lucrurile astea sunt doar pentru cei mai maturi. Nu, sunt pentru noi. Sunt pentru noi. Sunt pentru mine. Avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Cinci minute dacă am experimenta stilul de viață a unei femei traficate, vă spun, am avea altă inimă. Știți că atunci când sunt racolate și sunt duse ca și fotomodele, ok, ăsta e unul dintre felul de racolare și mai nou pe Facebook. Și aveți grijă ce vă puneți pe Facebook, pentru că unii vă puneți tot felul de informații intime și habar n-aveți că se întâmplă în lumea asta lucruri genul ăsta în care vine și te ia de acasă. Sunt oameni mari cu bani care se uită și își aleg pur și simplu pe cine vor. Și astea sunt lucruri ce se întâmplă, ok? Vă puteți sta la mine și da, în secolul 21 se întâmplă lucrul ăsta. Și sunt fete care merg la modeling. Uitați-vă la filme ca, de exemplu, Taken, ok? Unde le filme faine și bate bine Liam Neeson, pe toți pe acolo. Human Trafficking e un film care nu știu dacă se recomandă pentru că are scene obscene în el. Dar scoate în evidență cele mai folosite metode de a trafica tinere fete. Îți bagă în cap că vei fi modeling pe nu știu unde și te duci în altă țară și de fapt ajungi într-un beci și ca să bage frica în tine, una dintre fete este arsă de vie sau împușcată în cap sau chestii de genul ăsta și aruncată la câini înaintea celorlalte, ca să pună un spirit de frică puternic în ele, ca niciodată să nu-și permită să facă marea greșeală, să fugă din locul respectiv. Lucrurile astea se întâmplă, dragilor. Sunt folosite până la epuizare și din pricina asta, traficul uman este deocamdată pe locul 2 în lume, dar va fi pe locul 1 în lume în curând. Pentru că drogurile se consumă, o femeie poate să o folosește sute și de mii de ori. Și unele tinere fete de 12-13 ani sunt folosite între 60 și 80 de ori pe zi. Poți să imaginezi ce înseamnă lucrul ăsta? A, nu, unii dintre voi nici nu trebuie să vă imaginați. Sunt realități. În timp ce noi, ca și biserică, stăm liniștiți. Și ne bucurăm că Domnul ne-a mântuit. Slavă Lui!
Dar nu este de ajuns. Gândiți-vă ce spirit de frică, în ce spirit de frică trăiesc femeile astea. Gândiți-vă ce stil de viață au. Știți, după ce sunt folosite până la epuizare, sunt ori împușcate, ori date la clinici pentru diferite organe. Ăsta este destinul lor. Să te gândești că România e pe locul 1 în astfel de lucruri, vă spun, ar trebui ca inima noastră să fie sfâșiată. Dacă sensibilitatea Duhului Sfânt vine peste noi, ne vom uita și vom... A, e ok. Nu e ok deloc. Vreau să ne rugăm Domnului. În Ezechiel 22, de cel puțin 6 ori, Ezechiel 22, din care avem versetul 30, în care zice că caut un om care să stea în spărtură și nu găsesc pe niciunul, spune Domnul, nu găsesc pe niciunul. În Ezechiel 22, de cel puțin 6 ori, se spune că din pricina sângelui nevinovat, Ierusalim, nu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu. Dragilor, noi nu vrem judecată în România, noi vrem trezire. Și noi putem experimenta trezire, dar trezirea nu o putem experimenta dacă noi nu ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu să trăim altfel, să umblăm altfel, să înțelegem că viețile noastre și trăirea noastră poate să facă o diferență în domeniul spiritual. Atâta vreme cât trăim cu lucrurile lumii astea și ne pierdem jumătate de zi pe Facebook și aia altă jumătate pe jocuri, pe televizor și mai dăm și noi câte un minut acolo, poate la masă sau câte un minut Domnului în rugăciune, vreau să știi că e super ineficient pentru împărăția Domnului cu un minut de rugăciune pe zi sau cu sămânța bună în timp ce stai în veceu. E super ineficient. Super ineficient. Astea sunt niște metode ieftine de a susține o viață spirituală. Dumnezeu ne-a chemat să fim 24/7 pentru El. 24 din 24 te-a chemat Domnul să trăiești pentru El. Și diavolul ne-a dezarmat pur și simplu și stăm așa și ne pierdem timpul și viețile fără să înțelegem că El are lucruri glorioase pentru noi și că noi putem să salvăm vieți umane și că Dumnezeu, prin puterea Lui, ne poate folosi pentru a salva vieți, pentru a binecuvânta națiuni. Mă rog ca Dumnezeu să ridice o astfel de generație care are inima Lui Dumnezeu. Înțelegerea problemei avorturilor, a traficului uman, a nevoii de adopții este unul dintre lucrurile serioase în inima Lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu iubește mai mult. Dumnezeu nu iubește mai mult ca ființă umană nimic altceva. Și vă spun, Dumnezeu are ochi special pentru cel asuprit, pentru cel obișnuit. El are ochi speciali. O, Aba, pune inima ta în noi, te rog. Pune inima ta în noi, te rog. Schimbă-ne inimile, Doamne. Fă-ne sensibili. Mă rog să aprinzi un foc în noi care nu poate fi stins. Mă rog să atingi Tu acea coardă sensibilă în noi care îmi duce la consacrare, Doamne. O, Doamne, schimbă-ne, Te rog, schimbă-ne. O, Doamne, cercetează-ne. Convinge-ne, Doamne, de locurile în care suntem și că este mult mai mult și că putem mult mai mult și că avem un destin mult mai glorios. Ajută-ne să trăim la un alt potențial în Tine, Doamne. Mă rog să binecuvintezi inimile noastre, mă rog să pui povara avorturilor în sufletul nostru pentru a mijloci. Pune această povară. Însărcinează ființele noastre cu această povară legat de trafic uman, legat de avorturi, legat de copiii străzi, legat de cei abandonați, Doamne. Pune noi această povară. Doamne, ne cerem iertare pentru generația aceasta malformată care se ridică din pricina părinților care și-au abandonat copiii pentru a merge în alte națiuni la lucru, Doamne. Ne cerem iertare, Doamne, înaintea Ta pentru sute de mii de copii care astăzi sunt în România singuri, fără părinți, care trăiesc în afara căminului instituit de Tine, Doamne. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne pentru lipsa de înțelepciune.
Iartă-ne. Mă rog să ne binecuvintezi, Doamne, să ne binecuvintezi în a avea lucrurile Tale, Doamne, și în a avea inima Ta. Dă-ne înțelegerea faptului că putem mult mai mult decât ceea ce facem și că Tu ne chemi să facem mult mai mult. Dă-ne biruință, Doamne, și dă-ne putere în a milita, Doamne. În numele Domnului Iisus m-a rugat. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Cu ajutorul Lui ne întâlnim de seară, de la ora 9, să avem un timp de celebrare în casa Domnului, un timp în care o să binecuvântăm numele Lui Cel Sfânt. Să aveți o după-amiază binecuvântată și poate ar fi bine să vă odihniți în trup. Nu vă recomand Red Bull și Mountain Dew pentru seara asta, ci un somn liniștit.